Industria IT din România are mare nevoie de specialiști, așa că multe companii nici nu se mai uită la studii atunci când angajează oameni. Le oferă cursuri de pregătire și îi plătesc pe măsură. Însă chiar dacă media salariilor din acest domeniu este dublă comparativ cu salariul mediu pe țară, tot mai mulți specialiști pleacă în străinătate. În condițiile în care universitățile din România dau anual doar 9.000 de specialiști în IT, dar cererea crește constant, deficitul a ajuns la cote alarmante. Astăzi, industria de IT ar avea nevoie de vreo 35.000 de specialiști, deci ei și-ar găsi job dacă ar apărea în piață. Așa că avem un delta de 26.000 de specialiști. Deficitul este accentuat și de migrație. Se estimează că în ultimii 20 de ani au plecat din țară peste 37.000 de specialiști IT. Companiile din România încearcă să țină pasul ca să rămână atractive. Domeniul IT oferă în primul rând locuri de muncă mult mai bine plătite decât cele din alte domenii, iar salariile cresc constant. Dacă la începutul acestui an salariul mediu net în IT era de aproape 6.700 de lei, până în vară a ajuns la peste 7.100 de lei, potrivit Institutului Național de Statistică. Adică mai mult decât dublul salariului mediu pe economie la nivel național. Și, cum angajați se găsesc greu, multe companii nu mai cer studii de informatică și oferă cursuri de calificare la locul de muncă. Într-adevăr, nu e nevoie de studii. Avem inclusiv, și asta e cunoscută pe toată zona de IT, sunt mulți programatori, de exemplu, care își învață singuri limbajele de programare. O altă soluție este să reușim să facem un ecosistem prin care să nu mai fie nevoie să-i angajăm, ci să colaborăm cu ei la nivel de parteneriat. Marius a muncit ani mulți într-o bancă, s-a reprofilat, iar acum câștigă și 10.000 de euro pe lună din implementarea unor soluții IT pentru administrarea afacerilor. Salto a necesitat un proces de învățare destul de intensiv, în special în prima perioadă. După aceea lucrurile se pun pe un făgaș normal. Prezent la GoTech World, unul dintre cele mai mari evenimente de IT din Europa Centrală și de Est, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța acestui domeniu în economia românească. Consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle cu titlul de prioritate zero pe agenda oricărui guvern. Evenimentul de la Romexpo durează 2 zile și reunește peste 10.000 de profesioniști în IT din toată lumea. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.